Tirul se îndrepta spre Constanța, iar în dreptul unei curbe ușoare spre dreapta, șoferul a pierdut controlul volanului. Imediat după încheierea curbei, tirul a intrat în balans, iar șoferul nu a mai putut face nimic pentru a stăpâni mastodontul, care s-a răsturnat pe o parte. Tirul încărcat cu marfă a ajuns astfel în decor. Din cauza impactului puternic, produsele s-au împrăștiat pe câmp. Imediat au fost trimiși mai mulți muncitori de la firma de transport, care au recuperat ce s-a mai putut. Zeci de kilograme de fructe au rămas împrăștiate pe câmp. Potrivit reprezentanților poliției rutiere, instituția nu a primit nicio sesizare cu privire la accident, astfel că nu a fost demarată o anchetă. Șoferul nu a pățit nimic și a reușit să părăsească singur cabina tirului. Produsele încărcate au ajuns la supermarket după ce au fost transferate într-un alt tir.